Supărare mare pe capul a 20 de familii de pe străzile Stânjenelului și Arțarului din cartierul Schela. Oamenii s-au uitat lung după poștaș luna aceasta. Au așteptat pensiile încă dinainte de Crăciun, dar nimic. Ne dă o pensie când trebuie. Și avem și noi datorii, am rată la cec, am și o vorba aia, mort, ceareu, multe care trebuie, gunoiul trebuie plătit. Dacă nu ne le aduce, plătim când ne mai bagă și penalizări. M-aș fi dus să-mi iau niște pastile, că nu mai pot dracu de bolnavă, că am răcit. Păi cu ce se duc dacă nu mai am niciun franc? Noi ăștia, patru femei, avem pensii sub 1000 de lei. Și cred că nu făcea 30 de milioane. Cât aveam toate patru femei aici. Pensionarii care își primesc banii pe card au intrat în posesia acestora încă de pe 14 decembrie. Problema a apărut doar la cei care așteaptă lunar pensiile acasă. Explicațiile celor de la Poșta Română sunt destul de seci. Ei spun că banii nu le-au fost livrați la timp. Recunosc însă că au fost și întârzieri. Pensiile au fost virate cu o diferență la tranșa întâi de 1.110.000. Tranșă care trebuia virată în totalitate pe data de 8 și diferența de 1.110.000 a fost virată în data de 13, iar la tranșa a patra a fost virată cu o diferență în minus de 3.987.000. Virată în data de 21 decembrie. Cei de la Casa de Pensii îi contrazic însă și spun că banii au fost livrați la termen, iar până acum nu existau motive să fie pensii întârziate. Începând cu data de 14 decembrie, în acest an banii au fost virați la conturi, la bănci, unde pensionarii ieșeau pensiile pe carduri, iar diferența, ultima tranșă de plata pensiilor a fost data de 21 decembrie. Cu toate explicațiile, bătrânii tot neglijase simt și spun că vor lua măsuri pentru ca în viitor să primească pensiile atunci când trebuie. Mă duc și la OPC-ul, mă duc și la Casa de Pensii să întreb când a virat ei banii. Și am să-i dau în judecată. Cu o zi întârziere după graficul poștașilor și cu aproape o săptămână după calculele pensionarilor, în sfârșit banii au fost livrați astăzi.